Astăzi o să vedem două ori din trap care din păcate frații mei nu o să le mai prea vedem niciodată Așa că ce să vă zic Like acolo neapărat, abonați-vă la canal toți cei care sunteți noi pentru că mă ajută foarte mult, adică mă încurajează aici că ne strângem comunitate mare pe Medii 3.0 că mi-a zis toată lumea, băi bune câte canale mai faci că deja ai 15.000 de canale, dar... Uh... Da, hai să dăm drumul aici la Ăsta o să fie cel mai bun tare două din istorie, nu o să rămână pe veci. Ian și Asteca, nu o cult record toată lumea o să țină. Și eu cred că odată la un moment dat, când o să fie ei mai bătrâni și nu o să mai fie orgolii și de astea și o să vrea să mai facă niște bani în plus, o să mai scoată ei o piesă două acolo împreună, că e păcat gen. Bani vom, bă sărăci eu. Ai zi, 7 milioane fake în picioare, zic că sunt Mă, de aici uitați-vă cum, cum vorbea. Mamă, ce e, ori era nervos rău tot, ori... Eu... Bine ați venit la un, a, un nou okay. videoclip de pe Prime. Astăzi vom vorbi de două ori dintre românesc care nu mai există și care erau pe cale să nu mai există. butonul de like, sau... Subscribe acolo, abonați-vă toți cei care este noi, știți deja care este treaba, dacă nu sunteți abonați, abonați-vă deja, voi pup, fratele vostru, miti, vă respectă, vă alea, trebuie să mă tund că mi-a crescut. Nu la canal deoarece 94% dintre cei care se uită nu ați făcut-o. Să ne lăsați și un pe pagina noastră de Instagram. Nu postăm zilnic de pe artistul. Știți, deja, dar eu pe Instagram, am postat o poză surpriză acolo cu cineva, un invitat special, dacă știți. Multă lume și aduce aminte, însă care avea un potențial. Mamă, frate, idk capa cu Alberto Grasu, frate. mi i de capa, vă zic sincer, în perioada când cânta cu Alberto Eu știu, îl știu de atunci, de când cânta cu Alberto Grasu de capa când am în perioada cu Alberto Grasso, mie nu-mi plăcea gen, nu-mi plăcea deloc, aveam un căruia, care mai punea, aveau, au scos o piesă de dragoste împreună, nu mai știu ce au scos atunci, nu, ei se expuneau mult pe story că eu eram, eram și eu mic, mă uitam gen, eu eram fanul lor, nu știam, știam treaba asta, dar nu-mi plăcea cum cânta, mi se părea că cânta ca Alberto Grasu gen, cel puțin acolo au scos o piesă, două împreună, primele piese, de capa avea, dădea exact ca Alberto Grasu gen, și ce mă, ce cu ăsta? Nu-mi nu, nu place, gen, nu e, n ai nicio treabă, n ai nicio știu. După care o um, mai evoluat o grămadă, ești nebun. După a început era un lic Casa Foster de la el, e... ce a mai scos el pe acolo, a bubuit, ești nebun. După a spart. Nu mai vorbim de album, când a scos nonșalant, eram supărat, sufeream și eu din prima mea dragoste. Eram supărat, mi-a plăcut, mi-a plăcut idk după de n-am de ce să vă mint, mai uite atunci mi-a plăcut idk cel mai mult, în ala și perioada aia mi-a plăcut cel mai mult idk, Da, la început nu-mi plăcea frate, dă nicio culoare, nu știu de ce Norm. Au două piese în colaborare, însă au postat mult mai multe pe și păreau că vor lansa împreună pe bandă rulantă. Prima lor lansare este Voi nu mă fentați. Nimic, că știi, eu de așa, de ajare, puială, nu era nimic cu au, știi, nu-mi plăcea mie. 19 iunie 2021, iar la nicio lună distanță au dat cum pare rău. Nu știm exact de unde a început cearta între cei doi. Alberto Grasso a pus niște story cu referință la el la un moment dat. Sport Bani a fost cu de capa în clip, iar în Sport Bani 2 îl înjură pe piese. De brigada de era acum câțiva ani, dintre Alberto, Cătău și Petre Ștefan, toți au ajuns să se certe cu de cap acum da, frate, nu știu ce s-a întâmplat acolo. Chiar nu știu, n-am idee ce s-a întâmplat acolo, dar voi vă dați seama ce... Mamă, ce vremuri, frate! Ce mai face Alberto Grasu, frate? Vreau să vă muzică de la Alberto Grasu, sincer. Mi se pare că Alberto Grasu a fost printre... De... de fapt, ce mi se pare? Că nu e o chestie care îți se pare. Alberto Grasu a fost printre primii trepări care a spart așa în afară, că era oea mulii, piană ăștia și deja începea să vină undergroundul gen, puțin. Și ar tot spărgea. Trecem la doi trepări care au decât o piesă împreună. Însă atunci început să se amploare pe internet și prometeau niște proiecte taro de tot. Vali și Denis vs. După ce au lansat bateria care are peste 4 milioane de vizualizări. Mai să ține bateria, se de columbiana ca să ține bateria, ta și după aia, un pochito, da, 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 s au auzat peste tot la vremea aia, lumea aștepta mult mai multe proiecte de la ei. Însă la scurt timp, după s-au certat, au ajuns să se amenințe pe story și Vali l-a acuzat pe Denis ca la piesa jos. Chit și Guță, unul nu o să mai vezi. Da stai așa puțin că asta m-a lovit de ce nu o să mai veni niciodată chiciguță? Trecele cele mai mari dule al acestui gen muzical, cei doi încă colaborează, însă proiectul lor, doi americani, s-a terminat. Aceștia au strâns Mamă, din... doi americani, frate! Milioane de vizualizări pe YouTube la piese, unele pe care le ascultă persoane și în ziua de azi. Cum ar fi să vedem în viitor o piesă de la doi americani, cum aveam în 2017? Nelly și Oscar au câteva colaborări. Mama mamă, doi și mamă, 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 Nelly și Oscar Vere. Nelly și Oscar... <laughs> mamă, țin minte că aveau un dis împreună, dar nu mai știu, cu, nu mai știu pentru cine. Nu, mai, nu, nu vreau să vorbesc, vreau, nu știu dacă pentru Jamie, că cred, cred că vorbesc prost. Dar aveau un dis împreună, după ce au dat dis, după s-a certat cu Ian și cu Oscar, mamă, ce mai face Nelia acum? Au început drumurile în muzică împreună, mai ales la rebeturile acum om 9 ani. Două dintre cele mai bune lirici dintre române. Doar da, gândiți da, cum și ar Nelly suna... e legendă, Neli pe bună, e legendă, Neli pe bună, e o legendă. Piesă de dragoste, scrisă acum de Oscar și Nelie. Odată cu cearta dintre cei doi granzi ai trepului românesc, Ian și Asteca, am pierdut multe două ori de excepție, nu doar... Da, frate, mamă, Ian și... Ian și Asteca, ăsta o să fie două pe care l-am... Ăsta e... Nu, cel mai important, că nu poți să-i pui, că poate pentru fiecare e important altul, dar mi se pare că ăsta e unul dintre cele mai notorii, cele mai populare două ori pe care le-am pierdut și de care o să se vorbească tot timpul, gen, o să vorbim și peste 10 ani sau poate nu cine știe ce o să fie peste ce dar o să vorbim mult timp și o să vorbească mult din despre treaba asta. Cel dintre cei doi, toți erau brigadă, lansau piese împreună, mergeau la concerte toți, story unul împreună, însă ceva nu a mai mers între ei și de atunci lucrurile au luat o întorsătură foarte urâtă. Ian și Amuli făceau house pe piese împreună. Ian și Amuli, frate. Ian wow. și Nane la fel. O... Ian și Nane, mamă, mamă, brigada aia, Nane și Oscar mie niciodată. Nu, nu mi-e combinația Nane. Mie, bă, mie niciodată. Nane e un artist foarte tare, frate. Nane e un artist foarte tare, dar mie niciodată nu mi-a plăcut Nane în mod special. Cel, cel puțin ăsta New School. Aveam câteva piese alea, n-ai cum să oprești o floare din a crește, alea la 2018-2019, acolo alea mi-au plăcut și mai are ale nane, ale ale lui vechi, gen nane vechi, eu, alea îmi plac. Mai îmi place aia cu n-ai cum să oprești o floare din a crește, BMW, nu mai zic că la majorate gen nu se pune înainte a trap, nu punea trap nimeni, punea manele, toată lumea manele și când mai intrau un trap, am, eu, eu eram copil american în 2018, dacă când mai intra un trap, intra ori îi băga, băga avea ăla de la mine din doar a două melodii. Five Gang focuri, mi se pare că băga, mă rupeam, mă rupeam, dar nu prea și benvenane. Rupeam benvenane, ești nebun? Oscar și nane, asta e ca și Oscar. Aia cu, mai îmi plăcea, pe bune și aia îmi plăcea, cu coaiele mele într-un hotel, într-un, nu mai știu cum era, într-un așa de clas gen, și aia. Într-un fotoliu de clasă. În momentan sunt pe drumuri diferite, afirmând unii despre alții că nu vor mai colabora niciodată, însă cine știe, să așteptați cineva să vedem un fit între Oscar și Rava, cei doi fiind din brigăzi diferite. Bă, era nevoie, frate, era nevoie. Chiar era nevoie de fitul ăsta, ești nebun. Cum ar fi să vedem anul acesta? Încă o colaborare între cele două părți. Scrieți în comentarii de la cine ați vrea să auziți cel mai mult. Trecem la fituri care erau să se destrame. Ai și Tusin. Două... Fituri care erau să se destrame? De la cine ați vrea să auziți cel mai mult? Trecem la fituri care erau să se destrame. Două ori în viața. Ai și Tusin. Două care datează de ani buni. Și au crescut împreună în acest gen de muzică. Însă s-au certat la un moment dat. Împăcând... Mamă, două ăsta, ăsta, pe bune, pe bune, de la miliarde, gen. Nu se recent, la sunt chiar și piese de la împăcare. Petre Ștefan și Inisebi au 30 de milioane. Bă, astea sunt așa, niște chestii, cred că toată lumea s-a certat cu toată lumea, gen, cred că, cred că toți, nu știu, mi se pare că în industria asta... În care tot e despre ego, despre aia, e foarte ușor să ai neînțelegeri. Neînțelegeri, nu certuri neapărat, știi, la modul, știu și eu despre multe despre care nu se știe, gen, dar lumea, pă, bune, eu de lumea, pe bune, au mai fost neînțelegeți. Însă după piesa Lux, cei doi au anunțat că nu vor mai colabora niciodată și vor lua pe drumuri diferite. După ceva timp, cei doi au recunoscut că s-au certat și mai apoi s-au împăcat. Au lansat o piesă de atunci, Enzo Ferrari 3 și promit unei EP sau un album împreună. Albert de Bune și Mungă au arupeau tot în 2020 când s-au lansat, cu stilul lor agresiv pe piese. Mamă, ia... frate, când a ieșit, deci când M6 mi-a plăcut, la început, nu, am mai povestit chestia asta, când a ieșit M6, la început era mim, ca și când între tovare și eu era un lic, frate. Era un lic. Prima dată și prima dată era un snippet, Peter Albert sub niște schele, dezbrăcat, bam, 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 anugura tot la terapeu. Mi-a părea, bă, ce voi ce nebunul ăsta? După a apărut lic cu partea lui Capa. O ascultam la mișto, suna cumva, dădea, te rupea așa pe undeva, pe undeva, bitul ăla, blueface, așa, nu știu ce. Până când deja a început să-mi placă, am așteptat să o scoată de mas dar mi-a plăcut mai mult cu că Peric avea Mgk versul, un vers altfel gen. Au fost aproape 15 milioane de vizualizări la piesa M6, cu care au pornit totodată și un trend în toată România. Nu am mai văzut nimic de la ei o perioadă, iar cei doi au luat-o pe drumuri diferite. Albert avea colaborări cu Rava, Nane sau Steca, iar Mgk scutea mai mult solo în acea perioadă. După mai bine de un an de când nu au avut niciun story de la ei, cei doi pun o poză împreună imediat după eliberarea lui MGK din închisoare. De atunci, cei doi au lansat piesa telefon la Pe albumul Bun Venit Acasă și chiar acum câteva zile au anunțat că vor lansa piesele Beto 3 și Stai Nu Fugi Luna aceasta împreună. Acestea au fost... Gen Beto 3 și Stai Nu Fugi 2, tare. Două care nu mai... Tare, tare clipul. sau care erau la un pas de a nu mai exista. Da, tare, tare și clipul ăsta, bravo, le trai Facei Face și noi contentul de pe tine, nu? <glie> glumesc. <glie> glumesc, dar nu glumesc, că chiar tare clipurile. Nu bine? Cam asta, cam asta a fost episodul. Eu am fost miti, bă, pe fratele vostru, vă iubește. Valea, pa, 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 pa.